Salutare și bine te-am găsit! Eu sunt Cătălin Croitoru, iar acesta este un nou episod din seria FitPoint. Astăzi vom vorbi despre un subiect preferat de mine și anume cum să mâncăm dulciuri și să nu ne îngrășăm. Haideți să vorbim puțin despre deficitul caloric. În primul rând, dacă sunteți o persoană care vreți să vă mențineți greutatea, este ideal ca aportul vostru caloric să fie în echilibru cu consumul vostru caloric din timpul zilei. Dacă sunteți o persoană care vrea să slăbească, de exemplu, atunci este clar că consumul caloric trebuie să fie mai mare un pic decât aportul caloric din alimentație. Puteți să vă calculați aportul optim de calorii în funcție de obiectivul vostru, folosind calculatorul de calorii de pe site-ul celor de la GymBeam. Puteți să găsiți link către acest calculator în descrierea videoclipului. Deci, până la urmă, nu contează cu adevărat dacă mâncăm dulce sau nu. Contează, în schimb, foarte mult aportul caloric și consumul caloric din timpul zilei. Dacă ești genul de persoană care preferă să mănânce mai mult, atunci activitatea fizică este un aliat foarte bun pentru tine. Să spunem că în timpul unei zile ai avut un consum energetic mai mare, atunci îți rămâne să te resfeți cu un surplus caloric. Asta înseamnă că poți să mănânci mai mult și poate să fie chiar și dulce. Să luăm, de exemplu, o femeie de 65 de kg care în timpul unui antrenament arde, să spunem, 600 de calorii. 600 de calorii, cu aproximație, sunt conținute de 120 de grame de ciocolată cu lapte. Însă, nu poți sau nu trebuie să consumi calorii doar prin exercițiu fizic. Activitatea fizică care nu reprezintă exercițiu fizic, este vorba de NEAT, arde mai multe calorii decât arde un antrenament. Și asta înseamnă că în timpul zilei, tu, dacă ești mai activ, să spunem că în loc de scări rulante sau lift vei folosi scările, tu vei putea să consumi mai multe calorii. Asta te va ajuta, de exemplu, să consumi mai multe calorii din alimente. Putem să înlocuim zahărul, de exemplu, cu, să spunem, sirop de cicoare. Siropul de cicoare este un îndulcitor care are o dulceață asemănătoare cu cea a zahărului și îl putem înlocui cu un raport aproximativ de 1:1. Siropul de cicoare conține și mai multe fibre solubile care pot da la un moment dat un disconfort digestiv, să creeze balonare, dar acesta nu este un factor de îngrijorare, întrucât corpul nostru se adaptează în timp la o cantitate mai mare de fibre. De asemenea, putem să înlocuim zahărul cu diferiți îndulcitori, cum ar fi eritritolul, xilitolul sau stevia. În momentul în care facem acest lucru, este foarte bine să ne informăm despre care este raportul corect cu care să înlocuim zahărul. Deoarece stevia are un raport de îndulcire, este mai dulce decât zahărul de 200 de ori. Asta înseamnă că dacă înlocuim 100 de grame de zahăr în rețeta noastră cu 100 de grame de stevia, s-ar putea ca desertul nostru să nu mai fie comestibil. Avantajul este că stevia nu conține calorii și calorii foarte puține conține și eritritolul, de aceea sunt foarte indicați pentru persoanele care vor să piardă în greutate. Mai putem să înlocuim untul în rețetele noastre. Să spunem că avem în rețeta noastră 100 de grame de unt, am putea să înlocuim jumătate din cantitatea aceasta cu avocado, cu piure de mere sau de dovleac, cu piure de banană, chiar banană, sau cu iaurt grecesc. Este foarte important însă să nu scoatem definitiv cantitatea aceasta de unt, deoarece rețeta s-ar putea să schimbe total gustul sau consistența. 100 de grame de unt conține aproximativ 750 de kilocalorii. În schimb, 100 de grame de avocado are în jur la 250 de kilocalorii, iar 100 de grame de piure de mere în jur de 50 și ceva de kilocalorii. Pe lângă unt, mai putem să înlocuim și alte elemente cu conținut ridicat de calorii din rețetele noastre. De exemplu, am putea să înlocuim mascarpone cu brânză de vaci. Puteți să adăugați și proteină în rețetele voastre pentru deserturi. Foarte puține deserturi conțin proteină, ceea ce este puțin trist. De ce? Pentru că proteina are un efect termic de 20-30%. Asta înseamnă că corpul nostru arde, consumă mai multe calorii ca să proceseze proteina decât consumă la ceilalți macronutrienți. Puteți să înlocuiți o cantitate de făină cu pudră proteică, astfel încât porția de carbohidrați va scădea și conținutul de proteină va fi mai ridicat. De asemenea, puteți să folosiți și alte surse de proteină, cum ar fi iaurtul sau brânza cottage. Urmează acum un truc pe care eu îl prefer foarte, foarte mult atunci când lucrez cu oamenii pe partea de nutriție. Este vorba de a împărți. A împărți înseamnă că spasă. Împarte din desertul tău. În felul acesta te asiguri că nu mănânci toată porția de calorii și ba chiar înjumătățești. În plus, persoana căreia îi vei oferi porția ta de desert se va bucura. Deserturile cu mai puține calorii. Deserturile pot diferi între ele cu
cu sutele de calorii. De exemplu, un macaron pufos poate să aibă mai puține calorii decât un tort dens de ciocolată și cu caramel. Atunci când vine vorba să spunem că ai poftă de tort, este indicat să alegi varianta de tort care are mai mult pandișpan, pentru că de obicei pandișpanul este la prepararea pandișpanului se folosește mai puțină grăsime. Cașul sau brânza de vaci este mult mai potrivită decât mascarponele, de exemplu, sau laptele condensat sau chiar frișca. Nu vă fie teamă să întrebați personalul din ce este făcut desertul pe care veți să-l cumpărați. Un alt truc foarte util este pregătirea desertului. Dacă locuiți singur, nu are sens să faceți tăvi întregi de desert. Este foarte util să folosiți forme mici care să cuprindă, să spunem, maxim 4 porții, iar desertul să-l porționați odată ce l-ați făcut. Iar ceea ce nu ați consumat, să le depozitați la congelator. De asemenea, puteți să împărțiți desertul pe care l-ați făcut cu vecini și prieteni. Acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care le poți face ca să mănânci dulce și să nu te îngrași. Sper că ți-a plăcut episodul de astăzi, îți mulțumesc că ne-ai urmărit. Eu sunt Cătălin Croitoru, până data viitoare, nu uita să apeși pe butonul de subscribe, like și share. Ciao!